Genul programului informativ. Ediție, bineînțeles, prin intermediul Skype a emisiunii de la A la Z. Invitata mea, aflată la câteva sute de kilometri depărtare, doamna Vetuța Stănescu, secretar de stat. Doamna Stănescu, multe investiții în județul Hunedoara. Tocmai am primit un comunicat de presă vis-a-vis de investiții care vor demara la Călan și în Valea Jiului. Este vorba de blocuri ANL. Am înțeles că sunt mult mai multe investiții în județul Hunedoara, așa că cea mai în măsură este sunteți dumneavoastră ca să ne dați informații la cald. Haideți să începem! Vă mulțumesc mult pentru invitație. E o mare plăcere să vă revăd și să vorbesc cu telespectatorii dumneavoastră. Da, într-adevăr, este un comunicat legat de Agenția Națională de Locuințe, care este o unitate aflată în coordonarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, minister în care sunt secretar de stat în acest moment. În data de 21.04.2020 a fost semnat ordinul de începere a lucrărilor la două obiective importante în județul Hunedoara. Două obiective înseamnă două blocuri de locuințe pentru tineri cuprinși între 18 și 35 de ani, la Călan, un bloc de 40 de apartamente și la Vulcan, un bloc de 33 de apartamente. Aceste obiective sunt realizate de Agenția Națională de Locuințe. În momentul în care vor fi finalizate, obiectivele vor fi predate unităților administrativ-teritoriale, care le vor acorda cererilor care îndeplinesc condițiile stabilite prin hotărârile de Consiliul Local. Despre investițiile care se derulează în județul Hunedoara prin Ministerul Lucrărilor Publice pot să vă spun foarte multe. Da, chiar vă rog. Chiar vă rog. Suntem o secundă, vă întrerup. Suntem avizi și de informații pozitive, pentru că în această perioadă de grea încercare pe care trebuie să o parcurgem, vedeți că suntem bombardați cu tot felul de vești supărătoare. Așa că pentru noi este, cum să spun, o adevărată mană cerească să mai aflăm și de bine. Da, cu adevărat, așa este. Să știți că Ministerul Lucrărilor Publice și ministrul Ion Ștefan, ministrul acestui minister, a militat în toată această perioadă să se continue toate șantierele și toate obiectivele de investiții care au demarat cu fonduri prin acest minister. Pentru că șantierele trebuie să susțină dezvoltarea infrastructurii și în acest moment nu trebuie să întrerupem această categorie de lucrări. Programul Național de Dezvoltare Locală este un program care este finanțat de Ministerul Lucrărilor Publice și care se derulează și care derulează foarte multe lucrări în județul Hunedoara. Ce pot să vă spun în acest moment este că niciun șantier din județul Hunedoara nu a fost întrerupt, toate lucrează la capacitate maximă, toate întrevederile și întâlnirile și convorbirile pe care le-am avut cu primarii din județul Hunedoara au fost acelea că trebuie să-și continue șantierele pentru că Ministerul Lucrărilor va deconta lucrările efectuate în mod legal, verificate, controlate și certificate din punct de vedere al realității lucrărilor, astfel încât să continuăm finanțarea până la sfârșit a dezvoltării infrastructurii și nu în ultimul rând a celor care prestează aceste lucrări, pentru că trebuie să îi susținem în aceste momente economice destul de dificile. Pentru Programul Național de Dezvoltare Locală pot să vă spun că există acel PNDL 1 și PNDL 2 care se vor derula în continuare. Probabil va apărea și un PNDL 3, nu pot să vă spun cu certitudine acest lucru. Ce pot să vă spun este că în condițiile în care vor exista economii din acest PNDL 2, adică lucrările au fost contractate la un anumit nivel, iar în urma executărilor și în urma atribuirilor au rezultat sume mai mici, din acele economii se vor redistribui tot către județul Hunedoara. Economiile realizate în județul Hunedoara se vor redistribui către județul Hunedoara. În acest moment, în urma unor calcule pe care le-am făcut în județul Hunedoara, este o economie de vreo 20 de milioane de lei, care vor fi redistribuite spre investiții din județul Hunedoara. Sigur că... Acum eu nu-mi vine să cred. În ce sens? Adică au reușit în urma licitațiilor să obțină prețuri? S-au realizat și în urma realizării obiectivelor
s-au realizat economii, în sensul că dacă a fost licitat un obiectiv la 10 milioane de lei și s-a atribuit la 8 milioane, a rezultat o economie de 2 milioane care s-a însumat toate aceste valori. Exact. Și iată că a rezultat o nouă sumă de 20 de milioane de lei care se întoarce în județ. Da, va fi realocată județului Hunedoara. Acum, nu vă imaginați că vor fi proiecte nou depuse la Ministerul Lucrărilor Publice. Există în rezervă o listă de obiective care nu au prins contracte și din care vor primi aceste sume. Pot să vă spun că prioritare sunt școlile, creșele, grădinițele, da. După care instituțiile de cultură, apoi apă, canal și în ultima fază probabil drumurile. Deci cam deci, aceasta se... Educația este. N-au mai intrat pe finanțare. Exact. Și sunt primii sub linie, cum ar veni. Au fost primii sub linie, ca să zic așa. Da. Așa. Intră acum, iată o posibilitate să, ca proiectele depuse în special pe educație, da, să primească și finanțare. Să primească finanțare. Pot să vă spun că un proiect important este cel din municipiul Deva la Liceul de Arte, care a rămas nefinanțat, are o valoare de aproape 21 de milioane de lei și au reactualizat SF-urile, au revenit la Ministerul Lucrărilor Publice cu actualizarea studiilor de fezabilitate pentru că ele trebuie în concordanță cu legislația actuală și probabil că va fi unul din obiectivele ce urmează să fie finanțat de Ministerul Lucrărilor Publice. Unitate aflată în coordonarea Ministerului este Compania Națională de Investiții. Este o unitate care dezvoltă foarte multe investiții în toată România. De notorietate sunt stadioanele care se construiesc pentru Euro 2020, Euro 2021, cât o fi, nu știm. Pentru 2000 și cât o fi. Dar să știți că Compania Națională de Investiții este o companie care, cu adevărat, atunci când a preluat niște proiecte, le-a și finalizat și le-a dus la bun sfârșit. Da. În județul Hunedoara sunt o mulțime de proiecte care sunt finalizate, care sunt în faza de execuție și acum cele mai noi sunt cel din municipiul Lupeni, cinematograful cu o capacitate de 284 de locuri care se află în execuție. Este o lucrare de reabilitare de valoare de 5 milioane de lei, valoarea este, și un alt obiectiv care este în faza de publicare pe SICAP a documentației în acest moment este sala de sport de la stadionul Jiu din Petroșani. Da. Documentațiile au fost trimise, sunt în regulă, au trecut prin toate fazele de verificare și acum a fost elaborat caietul de sarcini și va fi publicat pe SICAP în vederea atribuirii lui. Probabil că la finele lui 2000, la jumătatea lui 2021 vom avea o serie de alte obiective finalizate. Voiam să vă întreb, unul dintre proiectele la care ține foarte, foarte mult primarul Florin Oancea este sala polivalentă din Deva. Ce știți de ea? În ce fază e? Este un proiect la care ținem cu toții, pentru că ne dorim o sală de sport polivalentă. Am fost cu dumnealui și cu administratorul public al municipiului Deva la Compania Națională de Investiții. Au depus o parte din documente. Urmează să intre în faza de evaluare pentru a intra pe lista sinteză. Dar un alt proiect de investiție care mi-a venit în minte acum și la care trebuie să recunosc că și eu țin foarte mult, fiind hunedoreancă, este reabilitarea stadionului Michael Klein. Oh, da, la Hunedoara, sigur. Da, pentru el au fost depuse documentele în prima fază, documentele inițiare în urmă cu 3 ani și a fost oarecum abandonat proiectul. Eu l-am găsit aici și am încercat să-l mișc puțin. Foarte tare, foarte tare. Da, am avut niște discuții cu primarul Bobouțanu, dar această investiție a fost transferată către Consiliul Județean. Am discutat și cu Consiliul Județean. Au elaborat o serie de documente necesare, astfel încât să trecem de la faza de listă sinteză, de analiză, la faza de măcar de elaborare și de analiză indicatori tehnico-economici pentru a o atribui. Pentru că eu cred că stadionul este o investiție care ne motivează pe toți, cu atât mai mult cu cât echipa Corvinu a fost o echipă atât de reprezentativă pentru Hunedoara și în ultimul rând pentru județ. Sigur că da, sigur că da. Să nu uităm ce
mari fotbaliști au prestat pe stadion. Și ce mari antrenori, uite-te, Mircea Lucescu și așa mai departe, nu Hunedoara nici știu. Culmea este că foarte mulți suporteri, foarte mulți susținători încă organizează evenimente în memoria lui Mihail Crainț. Da, și cred că dacă vom mișca acest proiect, va fi un proiect care va fi o etichetă pe pentru noi, guvernul liberal, care uite că putem să mișcăm proiecte importante și cu valoare istorică și sufletească. Deci, unde este la Consiliul Județean? Acum este la Consiliul Județean. Este curte la Consiliul Județean, da? Ei trebuie să înceapă să facă documentația tehnico-economică, nu? Da. Există două variante. Documentația tehnico-economică elaborată de Consiliul Județean și depusă la Compania Națională de Investiții ar grăbi puțin acest proiect, dar realizarea SF-ului presupune niște sume, niște alocări de sume. Nu știu dacă Consiliul Județean le va avea și va fi dispus să le pună la bătaie, ca să zic așa, dar în condițiile în care transmite documentele de proprietate, documentele necesare așa de prima intenție, promit să mă străduiesc să facem de așa manieră încât acest obiectiv să putem să realizăm prin Compania Națională de Investiții în totalitate. Eu mai am o întrebare. Când ați descoperit acest proiect și când ați luat legătura sau ați sesizat Consiliul Județean, când ați discutat cu cei de la Consiliul Județean pentru acest proiect? Cred că în urmă cu o lună. E fierbinte. Da. Am luat toate proiectele din județul Hunedoara pentru că eram oarecum curioasă să văd în ce stadiu sunt, de ce trenează, de ce nu se face nimic. Imaginați-vă că la toate aceste ministere și companii, dacă depunem doar documentația, nu ne mai interesăm de ele, nu mai încercăm să vedem dacă lipsește un act, dacă putem să-l completăm, ele rămân acolo, că nu are nimeni trecute pe linie moartă, sigur. Dacă nu se interesează cel beneficiarul, dacă nu se interesează, e normal că nici ceilalți nu sunt prea zoriți să rezolve o problemă, da? Multe proiecte ați găsit așa abandonate pe undeva? Da, pe Compania Națională de Investiții, știți, prima etapă este ajungerea pe lista sinteză. Se emite un ordin de ministru și ajung pe această listă. Să știți că primarii, în general, își imaginează că dacă au ajuns pe această listă, obiectivul este și realizabil sau realizat. Nu, nu este așa. De pe această listă trebuie trecută printr-un alt ordin pentru a li se aproba indicatorii tehnico-economici. Deci e o procedură mai amplă. Lista sinteză este de fapt doar o listă cu înregistrarea unui număr de proiecte. Foarte multe obiective. Pe numărul, deci ca ministerul să aibă acolo o evidență vis-a-vis de numărul de proiecte, dar asta nu înseamnă că gata, exact cum spuneați, primi și finanțare. Da, sau, da. Faptul că depunem doar o cerere și o serie de documente de bază nu înseamnă că am și realizat obiectivul. Știți că am văzut în campanie electorală se practică foarte tare. Am depus documentația pentru... Nu este chiar așa. Faptul că am depus o documentație nu înseamnă că ea va fi și realizată. Nu, trebuie să ne ținem de ea, să continuăm, să depunem în completare, să facem solicitări, pentru că asta se întâmplă. Sigur, deci doar am depus și acolo a rămas. Da. Deci spuneți că sunt multe proiecte de genul foarte ăsta. Foarte multe. Sunt foarte multe așezăminte culturale care sunt chiar în execuție în județul Hunedoara. De exemplu, la Ilia este un cămin cultural care este în execuție tot prin Compania Națională de Investiții și în urma întâlnirilor pe care le-am avut cu conducerea primăriei dorea și un bazin de not să facă tot prin Compania Națională de Investiții. Pentru că este aproape de Deva, este... De ce să nu stimulăm sportul și mișcarea până la sfârșit? Avem și Mureșul la doi pași. Acum se supără Marius Omodă pe mine că am stat vreo 3 ani la Ilia. Da. Mă rog, da, foarte bine, foarte bine. Sigur că da. Să știți că mai să fie și repet, nu este suficientă dorința. Se face și un studiu de oportunitate, se calculează numărul de elevi, numărul de tineri care se găsesc în localitatea, impactul pe care îl are o asemenea investiție. Adică nu vă imaginați că se face o sală de sport în vârful muntelui fără să fie elevi, fără să fie tineri, fără să fie
nici măcar locuitori într-o localitate. Nu că nu s-ar fi făcut până acum. Nu că nu s-ar fi făcut. Da, da, să fim corecți. Da. Așa este, așa este. Iar cu bazinul de not, acum nu, dacă stăm bine să ne gândim, chiar am semnale din mai multe zone din județ, va fi o problemă din cauza secetei. S-ar putea ca în unele comune, în unele sate, apa să fie dată cu la program, pentru că oamenii na, au tendința de a-și uda grădinile, consumul da. Foarte mare și atunci este o problemă pentru celelalte comunități mari. De asta spuneam, na, acum și cu bazinul de not, vedem ce va ieși din acel studiu de oportunitate. Da, sigur că da. Deocamdată suntem, v-am spus, la faza de analiză. Da, 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 da. Bun, alte noutăți, ce se mai întâmplă? Acum, probabil țineți mult legătura cu cei din teritoriu, pentru că tocmai am difuzat pe post o emisiune cu primarul, cu Florin Oancea, și nu numai cu el, bineînțeles, și se punea foarte, foarte mare accent tocmai pe forțarea investițiilor și a proiectelor aflate în derulare, pentru că asta pune și banul în circulație și automat asta este și un prim pas pentru revenirea, redresarea economico-financiară. Da. Avem probleme mari din cauza pandemiei. Deci ăsta este și sfatul dumneavoastră al Ministerului, al Guvernului, da. Mai să se pună accent pe aceste investiții. Da. Guvernul Orban, să știți că a militat foarte tare pentru continuarea șantierelor acolo unde există ele mișcare, în derulare. Pentru că este mare păcat să întrerupem acum investițiile, pentru că de ceea ce facem acum vom beneficia noi, copiii noștri, de infrastructură. Și e foarte important să o continuăm. Tot în coordonarea Ministerului Lucrărilor este și programul operațional regional. Pot să vă spun că prin POR 2014-2020 se militează foarte mult acum, având în vedere și contextul epidemiologic din România și contextul pandemiei, se militează foarte mult pentru dotarea și reabilitarea spitalelor. Există multe documentații depuse acum în județul Hunedoara, pe regiunea de vest, nu știu ce este, dar la nivel național sunt foarte multe spitale. Și nu doar pe POR se depun proiecte, ci și pe Compania Națională de Investiții. Am avut o întâlnire cu primarul municipiului Deva și am discutat la un moment dat despre oportunitatea construirii unui spital de boli paliative în municipiul Deva. Da. Pentru că paliația este o categorie de o categorie medicală pe care nu o asigură niciunul din spitalele din județul Hunedoara. Și cred că nici în România nu se asigură foarte mult. Imaginați-vă ce ar însemna ca fiecare dintre noi atunci când avem un bolnav în fază terminală pe care noi nu putem să-l îngrijim acasă, da. Să poți să-l duci într-un spital specializat. Pentru că spitalele de acuți evită categoria aceasta de bolnav, pentru că spitalele de acuți au durate de spitalizare, au termene. Acasă, nu mai avem ce să facem, luați-l acasă, descurcați-vă. Din păcate, pentru noi există părinți, frați, surori, noi până la sfârșit cred că e nevoie de această categorie de servicii, în condițiile în care această categorie de serviciu este finanțată prin Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, nu cred că s-ar pune problema. Și și primarul Florin Oancea a fost foarte încântat de această idee și asta spunea, în etapa următoare va încerca să găsească un teren liber de sarcini și foarte frumos amplasat undeva, astfel încât să putem construi un astfel de spital. Sigur, prin fonduri guvernamentale, prin Compania Națională de Investiții, de ce nu? Pentru că, vedeți, acum se investește foarte mult în sănătate. Se pare că este un domeniu care la noi a fost deficitar și în care această pandemie ne-a arătat că trebuie să investim. Cu atât mai mult, cu cât am înțeles, de fapt am înțeles, chiar am primit un comunicat de presă din partea europarlamentarului liberal, Siegfried Mureșan, care a propus un fond special, apropo de pandemie, de 50 de miliarde de euro, o sumă foarte mare, o sumă care poate fi
alocată, să spunem, în două etape. Prima etapă pentru susținerea cheltuielilor de până acum, vreo 20 de miliarde, și următoarele 30 de miliarde alocate sub formă de împrumut garantat de Comisia Europeană. Așa. Bineînțeles, totul se acordă pe bază de proiecte, pe bază de documente justificative, de exemplu, cum sunt cheltuielile de până acum. Deci Uniunea Europeană se gândește să investească foarte mult în sănătate. Pe mine mă surprinde ceea ce mi-ați spus, că dacă știți ce se întâmplă în restul țării, cu siguranță prin POR ați fi văzut ce se întâmplă și în regiunea de vest. Da, mă surprinde că avem atâtea spitale în județul Hunedoara și nu s-a gândit nimeni. Este Spitalul Județean, administrat de Consiliul Județean, care deja ar fi trebuit să se gândească, măcar să anunțe că lucrează la un proiect de obținere a unei finanțări. Nu? Da. Pentru dotare, pentru... sunt atâtea lucruri de făcut acolo. Direcțiile de terapie intensivă, urgențele medicale, ambulatorile de specialitate acum au fost reabilitate, a fost o categorie de proiecte europene. E vorba de circuite, da. Doamna Stănescu, știți, da, că asta a fost cea mai importantă problemă cu care s-a circuitelor din Spitalul circuitelor de urgență prin care pacientul sigur nu ia contact cu, și nici angajații nu iau contact cu potențiali purtători de virus sau, da? În mod normal, eu sunt sigură că fiecare administrație locală știe ce poate să acceseze prin programul operațional. Da, vedeți, da? Asta este cu adevărat dureros, pentru că am remarcat prin POR foarte multe județe, consilii județene au depus documentația pentru reabilitarea, modernizarea spitalelor. Spitalelor județene, municipale, fiecare unitate. Noi nu avem nevoie. Păi știți cum? Noi ce așteptăm să ne dea alții. Da. Consiliul Județean spune că este într-un program de reabilitare finanțat de Ministerul Sănătății. Sigur, este foarte comod să fii într-un program de reabilitare finanțat de Ministerul Sănătății, care îți dă bani anual prin fila de buget, dar prin POR trebuie să muncești tu, trebuie să faci documentație, trebuie să justifici cheltuielile, trebuie să argumentezi. Trebuie să te asumi? Sigur. Exact. Da. Doar așa să cerem. Știți că au fost fel și fel de discuții, că Ministerul Sănătății nu dă bani pentru continuarea investițiilor la Spitalul Județean de Urgență Deva. Da, Ministerul Sănătății dă bani, dar de ce tu, Consiliul Județean, nu faci niciun demers pentru modernizarea spitalului tău prin fonduri europene? Pentru că există această variantă. Da. No, îmi pare rău să aud. Poate semnalul pe care îl lansăm acum va fi auzit și de cine trebuie. Cred că și spitalele orășenești se pot angrena într-o astfel de activitate. Cunosc primari cu care își dau foarte mult interes pentru comunitate și cu siguranță s-ar putea să miște ceva. Dacă nu se uită la emisiune, ori să le spună alții, dacă nu am să le dau eu telefon și să le explic care este oportunitatea pe care acum trebuie să ne și gândim că sunt foarte, foarte ocupați cu dezinfecții, cu dozatoare, cu să te ferească Dumnezeu, cu, mă rog, câte și mai câte. E greu. Acum este o perioadă dificilă pentru primării, pentru că nu vreau să vă sperii, dar în Ministerul Lucrărilor Publice se centralizează de la nivel național cam toate nevoile primăriilor din România. Și în ultimul timp, în ultima lună de zile, în ultimele două săptămâni, constat că vin tot mai multe cereri pentru sume, pentru că primăriile se află într-un oarecare impas acum prin faptul că le-au scăzut foarte mult veniturile proprii, încasările, taxele și impozitele, și atunci se află într-o perioadă de lipsă cash flow și au nevoie de sprijin în acest moment. Cred că se va găsi o variantă și pentru primării, astfel încât să putem să le scoatem din impasul acesta, pentru că este un impas financiar nedorit de nimeni. Da, undeva... Guvernul, ați văzut că a încercat prin toate hotărârile, prin toate OUG-urile pe care le-a emis, să vină în sprijinul financiar, astfel încât să poată să susțină cheltuielile pe care le-au avut primăriile, prin fondul, prin Ministerul Sănătății, prin Ministerul Lucrărilor Publice, în diverse variante, astfel încât primăriile să poată să susțină cheltuielile cu dezinfectanții, cu hrana persoanelor aflate în izolare, cu cazarea persoanelor aflate în carantină. Deci s-a încercat o variantă de susținere a primăriilor.
Oricum, veniturile sunt foarte, foarte mici. De exemplu, din taxe și impozite, dacă până la sfârșitul lunii martie, de obicei cam 90% dintre devenii, mă refer la DEVA, că de aici știu mai bine cifrele, își plăteau taxele și impozitele. Acum, pentru că s-a prelungit perioada, doar 5% au plătit. Nu mai punem la socoteală șomajul tehnic, adică, mă rog, lipsa impozitelor pe salarii. Sigur că da, și altele și altele, clar. Aveți o sumă? Știți o sumă? Cam cât au cerut? Așa s-a contorizat, așa? Nu pot să vă spun. Am centralizat parte din cereri, dar ele sunt pe diverse domenii. Ei, unii, da. Deci, cum să zic, nu pot să amestești, mă recupere, mă înțelegeți? Da, da, da. Sunt din fondul de rezervă bugetară pentru funcționare, alții sunt pentru termoficare, alții pentru susținerea proiectelor aflate în derulare, da, a investițiilor. Da, da. Sunt diferite. Bun. Cert este că pentru lucrările care se execută, unde sunt documente justificative, unde se cer de conturi, se alocă banii. Da? Absolut. Mulțumesc foarte, foarte mult. Sper să ne mai întâlnim. Cu mare drag, vă îmbrățișez și vă doresc sănătate, pentru că acum avem nevoie de sănătate, în primul rând. Să ne ajute tuturor. Să ne ajute. Numai bine. Și vă iubesc și pe dumneavoastră și pe toți ceilalți de la A la Z.